Alexandru s-a născut pentru a doua oară la 21 de ani, mulțumită mamei. Diagnosticat încă de la vârsta de 2 ani cu insuficiență renală, starea de sănătate a băiatului s-a înrăutățit în ultimele luni, motiv pentru care medicii de la Spitalul Parhon din Iași au decis ca Alexandru să fie supus unei intervenții de transplant. În momentul în care a aflat că sunt compatibili, mama sa nu a stat prea mult pe gânduri și i-a donat un rinichi fiului său. Acum, după operație, cei doi sunt bine și așteaptă să fie externați pentru a începe o nouă viață. Chiar dacă medicii au descoperit încă de când avea numai 2 anișori că Alexandru are o insuficiență renală, băiatul a dus o viață normală. A mers la școală și acum este student în anul 2. Lucrurile s-au înrăutățit în luna noiembrie. Alexandru se simțea din ce în ce mai rău și astfel au început ședințele de dializă la 2 zile. Mi s-a propus transplantul de acum 2 ani, când am fost și mi s-au pus niște sonde pe rinichi. De-o m-am speriat când am auzit. Dializa mi s-a propus și m-am speriat când am auzit dializă. Și mi s-au pus sondele, nu și-au făcut efectul, le-au scos, eu am plecat acasă, m-am simțit bine în continuare. Și acum când am venit, când m-am simțit rău, am venit la spital, știam singur că o să ajung la dializă. Și știam că asta e și soluția, transplantul. După ce a fost înscris pe lista pacienților care au nevoie de transplant, membrii familiei au început căutările pentru a salva viața fiului lor. Tatălui Alexandru nu a fost compatibil, însă mare le-a fost mirarea medicilor când au constatat că mama băiatului poate dona un rinichi. Chiar dacă femeia lucra în Italia, s-a urcat în primul avion pentru a-și salva puiul. Ce pot să zic, e copilul, deci copilul meu, deci nu aveam, să zic, niciun cuvânt. Deci trebuia să mergem înainte să-i fie bine. Pentru că pe 26 octombrie, când a ajuns la urgență cu o creatinină de 31 și ceva, deci, era într-o stare, într-o situație foarte, foarte gravă. Și de aici... Nici n-ați mai stat pe gânduri. N-am mai stat pe gânduri. Întâi a fost soțul, nu are compatibilitate de grupă și s-a hotărât să vin eu, ca să spun așa că lucrez în afară. Am cerut voie să vin de urgență acasă și s-au făcut analizele din decembrie, am început. Și la următorul pas ne-au sunat să spună că operația o să fie data de 14 februarie. Intervenția de prelevare, cât și cea de transplantare, a durat câte 4 ore pentru fiecare pacient. Medicii spun că transplantul de la donator viu are mai multe șanse de reușită. Este o intervenție mai complexă. Două echipe chirurgicale operează simultan în două săli de operații în același spital. În plus, este foarte important ca cel care donează, în cazul acesta mama, sau orice altă rudă care este potențial donator, să fie extrem de bine investigată înainte de intervenție, pentru a ne asigura că această intervenție nu reprezintă un risc pentru pacientul care donează. Deci există, pe de o parte, teste care se fac diferit înainte de intervenție, pe de altă parte, operația în sine este benefică și cu riscuri mai mici pentru cel care primește, pentru că transferul rinichiului este foarte scurt. Imediat după ce și-au revenit din anestezie, cei doi au vorbit la telefon. Acum îi desparte doar un perete al salonului, însă intervenția a făcut o legătură între cei doi imposibil de descris în cuvinte. Îi mulțumesc foarte mult, în primul rând că au avut curaj, că e o operație destul de... e o operație majoră și că au avut curaj și mulțumesc că m-a ajutat. Mama lui Alexandru este bine și în același timp bucuroasă că a putut să salveze viața fiului său. Alexandru va lua medicamente pentru tot restul vieții și va merge la medic periodic, însă este bucuros că a primit de la viață și de la mama sa o șansă.